Bună ziua și bun găsit, un nou sezon al emisiunii În fața ta, o nouă ediție astăzi. Invitatul zilei în studioul Digi24 este fostul premier Teodor Stolojan. Bun găsit, domnule Stolojan, și mulțumim că ați venit. Și eu mulțumesc pentru invitație și vă reamintesc că am fost și ministru al finanțelor. Și am lucrat în Ministerul Finanțelor 19 ani. Păi, sunteți pregătit pentru ce vom discuta astăzi, fără doar și poate. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Gruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Stolojan, suntem într-o săptămână în care guvernul a publicat acel pachet de legi sau pachet de acte normative care ar trebui să ajute România să revină pe drumul cel bun din punct de vedere financiar. Acum ne îndreptăm către un deficit ce va crea reale probleme economiei. Și când spun economiei, nu doar așa la nivel abstract, ci fiecăruia dintre noi. Ați citit prevederile acestui act normal, cele finale? Cu mare atenție. Cu mare atenție le-am citit, pentru că mă interesează în mod direct ca fost lucrător în Ministerul Finanțelor, în Guvernul României și care urmăresc atent ce se întâmplă în România. Cu atenție și îngrijorare? Cu atenție și cu îngrijorare, pentru că și eu sunt nemulțumit și sunt foarte mulți oameni nemulțumiți pe diferite bucățele din acest proiect de lege care a fost publicat. După mine, guvernul a întârziat nepermis de mult, dar sigur așa într-o coaliție în care sunt două forțe politice destul de mari, amândouă, a fost foarte greu să se ajungă la un consens, dar până la urmă, iată, am trecut de etapa divergențelor și am ajuns în etapa convergențelor în care coaliția s-a prezentat cu acest proiect de lege. Prima întrebare e una simplă. Rezolvă acest proiect problema economică a României? Rezolvă în bună parte, dar nu rezolvă necesitățile de reformă reală în sistemul fiscal, în sistemul bugetar și, în general, în sistemul economic românesc. Și vă dau un singur exemplu. Noi nu am discutat în mod real în România vreodată opțiunea pe care România, cetățenii români, trebuie să o facă. Vrem servicii publice de calitate ca afară, cum spun românii, și foarte mulți români deja care au călătorit în afară sau care lucrează în afară știu ce înseamnă servicii publice de calitate și de securitate a individului și de educație și de sănătate. Deci opțiunea de a avea servicii publice de calitate ca afară și resurse publice care să financeze aceste servicii publice. La ora actuală, la noi, există o discrepanță uriașă între ce înseamnă cerințele de resurse publice ca să ai asemenea sisteme și educație și sănătate și securitate individuală și securitate națională a țării, da? Și resursele pe care noi le mobilizăm cu sistemul pe care îl avem fiscal în prezent. Deci dorim o țară cu servicii publice de calitate, dar și cu resurse pe măsură, așa cum sunt și în țările dezvoltate la care noi ne uităm, sau dorim o țară tot cu resurse, cu servicii publice de calitate, dar cu resurse publice puține și cu bani scoși mai mult din buzunarul românului pentru a completa. Pentru că și în prezent, uitați-vă, oamenii scot bani din buzunar ca să compenseze deficitul de calitate. Exact despre lucrul ăsta este vorba. Eu n-am o întrebare, eu am un protest. În calitate de contribuabil, eu mă simt, domnule Stolojan, mințit. Pentru că dumneavoastră, politicienii, ați început această discuție acum 6 luni de la nevoia de eliminarea pensiilor speciale și de restrângerea cheltuielilor statului. Cum Dumnezeu să face că după 6 luni nu mai vorbim de reduceri de cheltuieli, vorbim despre taxe și impozite pe care le plătește tot contribuabilul, companiile private, mediul de business și perspectiva este că aceste creșteri de taxe și de impozite nu sunt ultimele.
am eu contribuabil justificarea să mă simt mințit de conducătorii acestei țări? Sigur, dacă luați la suprafață, da, răspunsul este da, dar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în economie în decursul anilor, sigur, răspunsul este următorul. Nu mai putem continua așa și nu mai putem continua foarte rapid. De ce? Vă spun, nu e vorba numai de ceea ce spunea ministrul Boloș, că suntem cu riscul de a ne suspenda fonduri europene de zeci de miliarde. Dânsul vorbea de 75 de... Sigur, de asta nu știați acum 6 luni, că nu se mai poate așa? Pentru că prima comunicare a politicienilor, atât din PNL cât și din PSD, a fost legată de pensiile speciale și de reducerea cheltuielilor. Nimeni nu a vorbit de creșteri de taxe și de impozite. Dimpotrivă, întrebați de noi, liderii politici au spus nici vorbă de așa ceva. Nu va crește nicio taxă în România. Și acum, după 6 luni, vedem că noi trebuie să plătim factura acestei austerități pe care spuneți că... care spuneți că era inevitabilă. E inevitabilă și e corect ce spuneți până acum, numai că să ajung la concluzia, sigur, pensiile speciale e o situație mai mult de echitate în România, de echitate, deși ele în timp vor ajunge să apese destul de mult. Problema este însă că la ora actuală toate sectoarele, cu excepția armatei, sunt subvenționate. Toate sectoarele publice din România sunt subvenționate. Fie că discutăm de poliție, fie că discutăm de educație, fie că discutăm de sănătate și de alte, de cultură. Deci problema nu, e foarte greu acum să te duci, să începi să cauți o reducere a cheltuielilor atât de mare încât să rezolvi problema de deficit care o avem. Dar asta nu înseamnă că nu avem risipă în sectoarele astea publice și că, sigur, ați văzut și nu numai în sectoarele publice finanțate din buget, dar și în companiile cu capital de stat, unde pur și simplu există o risipă orbitoare acolo. Și iată, prin acest proiect de lege se încearcă să se pună cât de cât anumite stopuri în cheltuieli și acolo. Modest, foarte modest, cu mare grijă să nu supere electoratul bugetar. De ce? Păi electoratul bugetar, cheltuieli, care este realitatea. Păi, realitatea, vă spun care este. S-a ajuns în sistemul de salarizare, în sectorul bugetar, ca salariul să nu mai constituie așa ceva la care te uiți. Nu. Oamenii se uită, în primul rând, ce sporuri au, ce alte beneficii au acolo, cu tichete, cu vacanțe, cu nu știu ce, tichete de masă, tichete de vacanță și așa mai departe. Deci, și aici ați văzut că proiectul de lege cuprinde o serie de măsuri care să pună stabilă într-un fel. Am văzut, stop. Întrebarea este, veniți, nu știu, peste 6 luni, anul viitor, cu noi măriri de creștere și de salarii și de impozite, dat fiind situația pe care o vedeți acum? Peste 6 luni vom fi în următoarea situație. Ori punem în aplicare aceste măsuri prevăzute în proiectul de lege, ori dacă nu, ne va corecta fie piața în sensul că ne va cere niște dobânzi foarte mari. Că știți cum este cu deficitul? Nu e nicio problemă cât timp poți să-l finanțezi. În momentul în care nu mai poți să-l finanțezi la costuri rezonabile, e o mare durere de cap, da? Deci fie ne va pune la punct piața, fie ne va pune la punct Comisia Europeană, foarte simplu, suspendându-ne fondurile europene pe o perioadă de timp până ne vine mintea la cap să punem lucrurile în ordine. Revin cu întrebarea. Este doar începutul în ceea ce privește creșterea de taxe? Va exista una este, și la anul? Ca să zic așa, 50% din drumul care trebuie să-l facem. Deci trebuie eliminate absolut toate facilitățile fiscale pe care le avem. Nu au nicio justificare. Deci,
Să știți, se discută foarte mult în aceste zile pe tema asta, dar se discută uitând un singur lucru esențial. Că, dom'le, rolul finanțelor publice, finanțelor statului, în primul rând și în primul rând, este de a asigura în mod eficient și echitabil resursele de care statul are nevoie să-și îndeplinească funcțiile. Ori noi dacă discutăm de eficient, păi știți foarte bine, la TVA avem 36% lipsă din ce ar trebui să încasăm, când media este 10% pe economia națională, da? Deci, iată un exemplu ce înseamnă ce trebuie făcut, cum să facem acest. Dacă nu vom reuși, sigur că, cum spuneți dumneavoastră, trebuie asigurate resurse, că nu poți să lași nici pensionarii fără pensie, nici... Haideți să și facem. Dați-mi voie, echitabil. Vi se pare echitabil ca un pensionar care are 2100 de lei pensie să plătească 10 lei impozit pe cei 100 care depășesc 2000, iar unul din IT care are 10.100 lei după acest proiect de lege să plătească tot 10 lei impozit, pentru că 10.000 de lei e scutit de impozit pe venit? Asta este echitate într-o Românie democratică? Domnule Stolojan, asta e realitatea care trebuie corectată. Haideți să facem o paranteză, da. Pentru că această discuție nu e doar una despre finanțe, este și una politică. Și una politică cu mize mari. Două partide aflate la guvernare care se pregătesc de un an electoral în care fiecare dintre cele două formațiuni vrea să câștige cât mai mult în alegeri. Am să-mi permit să vă citesc și să-l și vedem pe ecran și cei de acasă o declarație a fostului premier Florin Câțu făcută în aceste zile. Domnul Câțu spune în felul următor și citez: PNL trebuie să se retragă urgent de la guvernare și să susțină un guvern de dreapta. PNL nu are niciun argument să susțină pachetul de măsuri impus de socialistul Ciolacu. Acest pachet de măsuri face rău românilor și companiilor care activează în România. Acesta e citatul. E ce spune domnul Câțu. Sunteți de părere că PNL ar trebui să se retragă de la guvernare? În acest moment nu. Sub nicio formă. Ar fi ceva greu de explicat populației vis-a-vis de responsabilitatea care o ai în această perioadă. Păi, cu fiecare zi care trece și nu luăm aceste măsuri, situația devine mai critică. Pentru că, vă mai spun un lucru, sigur, domnul ministru Boloș a menționat foarte corect, da, domne, Comisia Europeană ne poate suspenda fondurile europene și spune dânsul avem multe investiții și asta e realitatea, trăim la investiții pe seama fondurilor europene, da? Dar mai e un aspect care fondurile europene, miliardele astea care ne vin, ne ajută să menținem stabil cursul de schimb în România, leu față de euro. O să vă propun să facem așa, pentru că am ajuns și la cursul de schimb și să încercați să ne explicați de ce toți indicatorii, inflație se duce în sus, toți indicatorii, deficitul se duce în sus, cursul de schimb rămâne stabil. De ce? Luăm mai întâi o scurtă pauză, când ne întoarcem însă, continuăm dezbaterea. Ne-am întors în fața ta continuă. Invitatul de astăzi este Teodor Stolojan. Discutam, domnule Stolojan, înainte de pauză, despre stabilitatea cursului leu-euro. Pare paradoxal. Avem o creștere de inflație, deficitul crește, economia nu merge bine, vedem și măsurile pe care guvernul le anunță, totuși cursul leu-euro este stabil. Întrebată corectă și cred că nu numai dumneavoastră, dar destul de mult se întreabă, dom'le, cum pot crește toate prețurile cu excepția celui mai important preț din economie, cursul leului față de euro. Deci, da. Răspunsul e simplu. Nu există o magie a băncii naționale aici. Există o realitate cruntă, iară, care n-are nicio legătură cu capacitatea productivă a economiei românești de a face exporturi, de a realiza încasări din export în valută, care
să echilibreze cererea de valută pentru importuri, nu pentru călătorii în străinătate ale românilor, cu valuta încasată din exporturi. România, la ora actuală, încasează miliarde și miliarde de euro din fonduri europene, pe care ni le dă Comisia Europeană, din faptul că bugetul României a ajuns să se împrumute în acest an cam costă 60 de miliarde de lei, care înseamnă 32 de miliarde de euro, și nu te poți împrumuta numai pe piața internă, și atunci se merge din ce în ce mai mult pe piața externă la împrumuturi, de unde iar intră miliarde de euro în România. În sfârșit avem românii, nu, care lucrează în afară și care la rândul lor... Dar ca să ne înțelegem, în momentul în care, ipotetic și de nedorit, fondurile europene pentru România ar fi blocate, în acel moment cursul leu euro ar explora? În acel moment o să avem o problemă, pentru că va trebui să ne împrumutăm cu foarte mulți bani de pe piața, deci să ne împrumutăm, pe când fondurile europene nu mai trebuie rambursate înapoi, da? Deci dacă ne împrumutăm, va crește imediat costul, și ca să echilibrez, va trebui cursul să deprecieze. Domnule Strojan, după planul ăsta de austeritate pe care guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, credeți că Comisia Europeană va fi convinsă că în România se fac schimbările necesare astfel încât economia și bugetul să se însănătoșească? Credeți că aceste măsuri sunt suficiente pentru deblocarea fondurilor europene? Pentru că ultima oară, când premierul României și miniștrii de resort s-au dus la Bruxelles, oficialii Comisiei Europene nu au fost convinși de... Da. Promisiunile României. Bun, între timp au avut discuții în continuare. Nu pot să vă spun cu certitudine că au bătut palma, dar vă spun următorul lucru. Nu avem încă un rezultat dacă Comisia Europeană e de acord să nu ne penalizeze dacă nu ne încadrăm în deficitul de 4,4% pe acest an. Guvernul a cerut 5,5%. O să vedem până la urmă dacă e 5,5 sau e 5, dar e clar că Comisia Europeană e de acord să majoreze această țintă de deficit. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să-l finanțăm. Comisia Europeană ne poate spune, bine, băieți, faceți un deficit de 5,5% și reduceți-l, arătați-ne că luați măsuri și că tendința e de reducere a deficitului bugetar. Dar ce se va întâmpla? Haideți să punem rău înainte. Ce se va întâmpla dacă Comisia Europeană va studia planul de austeritate al guvernului și îi va spune domnului Ciolacu, du-te acasă și ia noi măsuri? Bun, dacă va spune așa ceva, atunci ne aflăm în următoarea situație. Fie Comisia Europeană spune, bă, băieți, e un progres, dar nu-i suficient din punctul nostru de vedere, și cu asta încheie discuția. Dar dacă Comisia Europeană spune, da, e un progres, dar nu e suficient, prin urmare vă suspendăm fondurile până când veniți cu niște măsuri mai bune, atunci avem probleme serioase. Domnule Stolojan, guvernul, prin domnul Ciolacu, premier, vinde, și pun acest cuvânt între ghilimele, vinde aceste măsuri cu două tipuri de discurs. Un tip de discurs pentru Comisia Europeană, un alt tip de discurs pentru publicul din România. Spre exemplu, și o să vă invit și pe dumneavoastră și pe cei de acasă să-l urmărească pe domnul Ciolacu, apără chiar puțin iritat măsurile astea fiscale anunțate în aceste zile, explicând că așa nu se mai poate. Haideți să-l vedem. Sunt facilitatea de care beneficiau angajații. 500 de modificări la codul fiscal prin 100 de legi și ordonanțe de urgență. Nici o țară normală la cap nu poate continua așa. Nici o țară normală la cap nu poate continua cu excepții fiscale îngropând țara. Avem cele mai mici venituri la construcția PIB-ului din Uniunea Europeană. Ai, de fapt, cele mai mici venituri și cea mai mare evaziune.
Nici o țară normală la cap nu poate continua așa. Spune domnul Ciolacu, descoperind acum, iată, la o bună bucată de timp de când a preluat guvernarea, ce țară anormală la cap suntem, de fapt. Bun, acum, sigur, există un limbaj politic, dar realitatea este că... Da, domnule Solojan, da. Întrebarea e alta. Da. Țara nu e normală la cap sau politicienii care au... Că măsurile astea fiscale nu sunt luate de țară, așa, în general, ci de niște politicieni. De acord cu dumneavoastră. Deci, țara e normală. Politicienii, guvernele și nu numai guvernele vă atrag atenția, și Parlamentul României e la fel de vinovat ca și guvernele în decursul anilor pentru măsurile care au pus bugetul în această situație de astăzi. Și vă dau, vă dau doar câteva exemple, că încă o dată, dom'le, lucrurile trebuie înțelese. Vă amintiți măsura luată de acel ministru al finanțelor care astăzi e în pușcărie, da? De a trece contribuțiile pe care le plăteau angajatorii la pensii, la sănătate, de a le trece pe toate în sarcina angajatului. În 2017 s-a aplicat de la 1 ianuarie. Aia a fost prima măsură, unică în lume, prezentată ca o revoluție fiscală și care a creat o gaură în bugetul de stat. După care, vă mai dau un exemplu. Vă amintiți că în 2017 s-a scos o lege a salarizării, lege care prevedea că în 2022 nivelul salariilor în România, în sectorul bugetar, va fi textual, atâtea mii de lei. Unde s-a pomenit într-o economie de piață deschisă să scoți o lege în care pe 3 ani sau 4 ani înainte să prevezi tu cum vor crește salariile potrivit legii, indiferent ce se întâmplă în economie. Haideți că vă dau eu. Care a creat o așteptare incredibilă, nu? Și o presiune și guvernul dat în judecată că o nu secundă. Respectă legea. Când a apărut pandemia, a apărut criza energetică, a apărut războiul din Ucraina. O secundă. Da. Vă dau un exemplu din zilele noastre. Nu trebuie să căutăm în 2017. O modificare la codul fiscal, dată prin ordonanță de urgență, o inițiativă a Ministerului Finanțelor, prin care se suspendă acea perioadă de 6 luni, prin care o modificare fiscală, da, devine operațională. Ce spune asta despre predictibilitate, despre stabilitate, dacă ei, prin ordonanță de urgență, pot să ia modificări, să facă modificări fiscale practic peste noapte? Bun, nu vă pot contrazice aici, e foarte rău, dar dacă guvernul, cum spuneam, ar fi ieșit în luna iunie cu aceste propuneri, într-adevăr erau 6 luni, nu? De până la 1 ianuarie 2024. Din păcate, iată, suntem la deja trece o lună din toamnă și noi abia reușim și prin asumarea răspunderii. O întrebare și un răspuns, dar foarte sincer, că e un răspuns matematic. Guvernul Ciolacu-Ciucă, aceste două guverne că au trecut, sunt responsabile parțial prin această întârziere, felul în care au gândit bugetul, de situația în care e România acum? Vorbiți de bugetul pe anul 2023. Bugetul pe anul 2023. Categoric a existat o supraevaluare de venituri și o subevaluare de cheltuieli. Asta este deja recunoscut, dar dacă l-ascultați pe cel care era ministrul finanțelor la vremea respectivă, el spune că a făcut bugetul bazat pe informațiile care le avea. Consiliul Fiscal, cred că din luna decembrie, atrăgea că nu e așa și prognoza un deficit ăsta pe care îl vedem acum, sau chiar mai mic. Da. Existau asemenea evaluări și de altă natură, sigur. Domnule Stolojan, dumneavoastră luați acum, ca liberal, niște măsuri care lovesc în special în electoratul liberal. Creșteți niște taxe și impozite pentru categorii de populație care teoretic ar vota cu Partidul Național Liberal. Profesii liberale, antreprenori, mici companii, PFA-uri și așa mai departe. Cum vă veți duce dumneavoastră la anul
să le cereți votul acestor oameni și cum le veți răspunde când vă vor întreba, dar de ce ne-ați crescut taxele, de ce ne-ați luat oxigenul de la gură? E clar că nu va fi ușor. Ca să, în primul rând, să explici populației, e foarte greu să explici populației o situație macroeconomică în termeni în care omul care se zbate de la un salariu la altul sau de la o pensie la alta să-și acopere cele necesare, să înțeleagă care e situația României. Dar vreau să fiu foarte limpede. A da privilegii fiscale nu e o valoare liberală. Dimpotrivă, e contrar valorilor liberale să dai unora privilegii fiscale să fie altfel decât ceilalți cetățeni ai României. Ați forma o firmă în ghilimele pentru ca să nu mai iei salariu sub formă de salariu, ci sub formă de dividende, nu e un principiu liberal. Dar dumneavoastră știți în momentul ăsta câte micro-întreprinderi folosesc această micro-întreprindere ca formă de optimizare fiscală și câte fac business pe bune? Nu avem o evaluare, păi și atunci, dar de majoritatea... Ce le pedepsiți pe toate? De unde știți? De unde majoritatea? Conversații care le-am cu nu cei care au PFA-uri. Puteți avea conversații cu 56.000 categoric, de mici și mijlocii. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cei cu care am avut cu PFA-uri știu foarte bine de ce fac acest lucru. Deci, cu cei cu care am discutat eu și domnul Boloș, sigur, eu nu am toate informațiile care le are la ora actuală Ministerul Finanțelor, dar există foarte multe micro-întreprinderi și foarte multe PFA-uri care, încă o dată, în loc să ia salariu, iau dividende. Luăm o scurtă pauză, domnule Stolojan. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, invitatul de astăzi, domnul Teodor Stolojan. Domnule Stolojan, discutam înainte de pauză despre, și ați avut un comentariu la adresa acelei declarații făcute de domnul Ciucă, domnul Ciolacu, domnul premier Ciolacu. Întrebarea mea ar fi așa, în aceste zile, săptămâni, n-a existat foarte clar sau pronunțat în dezbatere președintele Partidului Național Liberal, domnul Ciucă. Unde-i domnul Ciucă? Bun, domnul Ciucă însă a fost prezent în toate ședințele coaliției. Ați văzut, nu știu dacă ați observat, domnul Boloș a fost foarte atent în toate pozițiile publice exprimate să spună tot timpul următorul lucru. Domnule, noi finanțele, sigur, aducem expertiză, nu știu ce, dar deciziile le ia coaliția. Ori Ciucă a fost tot timpul în sigur, coaliție. Dar în numele coaliției a vorbit numai premierul Ciolacu. Faptul că nu a ieșit public atât de mult să... Bun, nu mai e rolul lui, în primul rând, de a ieși public să explice măsurile luate de guvern. Da, simțiți că e bine prezentată în fața opiniei publice poziția PNL, chiar și în privința acestor măsuri fiscale? Ceea ce simțim cu toții este că oamenii își imaginează sau cred că și PNL-ul are o contribuție importantă în creșterea acestor impozite sau, mă rog, în eliminarea unor facilități fiscale care nu și-au rostul. Și sigur că PNL-ul va suferi din cauza asta. De aceea, în discuțiile care au loc în Partidul Național Liberal, discuțiile sunt tot timpul de a arăta că, dom'le, nu e vorba numai de corectarea unor anomalii în sistemul fiscal, dar iată, sunt și măsuri disciplinare luate față de companiile cu capital de stat și sunt măsuri de a încerca să pui un control pe cheltuielile neraționale din sectorul bugetar. Spuneți-ne, domnule Stolojan, pentru că am ajuns la partea asta politică, există în momentul ăsta discuții între PNL și PSD pentru constituirea unei alianțe electorale, numitul Bloc Democratic? Deci, niciodată în organismele de conducere din care eu fac parte, la ședințele la care eu am participat, niciodată n-am auzit o asemenea discuție.
că ele sunt în spațiu public, înseamnă că undeva există asemenea discuții, iar eu, din punctul meu de vedere, o asemenea alianță de a participa împreună la alegeri ar fi contraproductivă pentru Partidul Național Liberal, una la mână. Doi, nu uitați însă că în fiecare partid politic sunt oameni la ora actuală care, chiar dacă în CV arată că au făcut nu știu ce cursuri din astea de, știu eu, de siguranță națională, de fapt ei n-au nicio meserie. Pentru ei, în momentul în care nu mai sunt în Parlament sau primar sau consilii, ei practic nu au o meserie. Deci acești oameni sunt interesați, în primul rând, sub orice formă, alianțe, nu știu ce, să se vadă pe asemenea poziții. Deci spuneți că există niște oameni care discută există acest scenariu. Pentru că altfel n-ar apărea de o săptămână discutăm zvoluri. Pentru că a apărut în spațiul public acest scenariu discutat de liderii PSD și PNL la vârf. Însuși domnul Ciolacu a admis că există astfel de discuții. După ce a apărut în spațiul public această informație, care a fost atmosfera în partid? Ce spun colegii dumneavoastră? Nu s-a discutat. Nu, dar ce spun informal colegii dumneavoastră de ideea să mergeți împreună cu cei PSD cu care, la lung? Cei cu care eu mai discut așa și discut cu destul de mulți sunt total împotrivă. Deci spuneți că nu are șanse această construcție? Nu, oamenii care sunt în Partidul Național Liberal și care au realizat ceva ca oameni politici și nu numai, sunt împotriva. Nici ideea de a susține un candidat unic la primăria capitalei și un candidat unic la președinție? Nu știu, aici nu pot să vă spun, dar vă spun punctul meu de vedere. Cred că PNL-ul evaluează greșit pe Nicușor, primarul general. Eu cred că cei care trăiesc în București văd deja că lucrurile se schimbă. Nu e greu. E foarte greu, mă scuzați, e foarte greu, de exemplu, să înlocuiești toate țevile de termoficare din București, dar se lucrează. Deci spuneți că le evaluează greșit, asta înseamnă că PNL va avea un candidat propriu sau va susține candidatul PSD-ului? Rețin că există voci chiar exprimate în organismele de conducere care îl critică foarte mult pe Nicușor, primarul general. Și eu cred că sunt niște exagerări. Din punctul meu de vedere, PNL-ul nu ar trebui să renunțe la susținerea lui Nicușor Dan. În ceea ce privește candidatul la președinție, domnule Stolojan, veți avea candidat propriu sau veți merge cu PSD? Nu, candidat propriu. Unic. Candidat propriu. Da. În momentul ăsta, Nicolae Ciucă, vi se pare că este un candidat potrivit pentru președinție? Deocamdată nu avem altul. Nu e un răspuns ferm. Nu, e singurul candidat. Nu avem pe altcineva. Nu avem pe altcineva. Domnule Stolojan. Să știți că domnul Ciucă, sigur, el nu e, cum se zice, un om carismatic, cum zice dumneavoastră în mass media, nu? Carismatic, da, care când iese la televizor captează așa sau când se duce în mulțime. Vă amintiți cum era Băsescu? El avea imediat contact cu orice fel de om cu care se întâlnea, știa cum... Domnul Ciucă nu este un asemenea om carismatic, dar este un om care are o integritate clară, care are un caracter clar, care om care a realizat în viață, are niște realizări foarte clare, chiar dacă am văzut că... Sigur, dar în momentul în care trimiți un candidat la președinție, trebuie să crezi în el. Trebuie să crezi că poate să câștige. În primul rând trebuie să crezi că poate să ajungă în turul 2. Corect. Un candidat la președinție... Aveți încredere că trebuie... domnul Ciucă poate să ajungă măcar în turul 2? Turul 2... Cred că va ajunge în turul 2. Nu cred că... E foarte convingător cum a argumentat cauza domnului Ciucă. E greu să vă spun, pentru că, sigur, am văzut... Pe mine m-ați convins. Am văzut sondaje... Lupta va fi grea, nu vedeți că lumea cade pe spate când îl vede pe ăsta cu brânza, cu nu știu ce, cu... Pe cine? Pe domnul ăsta care și-a făcut nunta pe câmp, cu oile, cu nu știu ce. Oamenilor le plac chestiile astea, dar problema e pe fond. Doamne Stolojan, PNL a avut, are încă
imaginea de partid prezidențial, imaginea unei formațiuni politice care nu și ia deciziile în interior, ci întotdeauna întreabă la Cotroceni. Îl întreabă pe președintele Klaus Iohannis. N-o să repet foștii președinței PNL care au vorbit de parteneriatul pe care l-au cu Klaus Iohannis. Întrebarea mea e așa. În acest moment simțiți în continuare că domnul Klaus Iohannis aduce un avantaj Partidului Național Liberal? Mă refer la, la avantajul electoral. E întrebare grea. Eu cred că da. Adică, sigur, am văzut în mass media criticile adresate de unii, de alții, dar trebuie să recunoaștem totuși că domnul Iohannis, ca președinte, nu a avut, să zicem, niște erori în activități, în acțiuni, în decizii pe care le-a luat. Și aici deci sunt mulți care v-ar contrazice. De ce anume să ne creeze nouă, în perioada următoare, un dezavantaj în competiția politică? Unul dintre răspunsuri ar fi că sunt critici care acuză lucrul ăsta, nu a permis ca un alt lider puternic să apară în Partidul Național Liberal. Păi, în primul rând trebuie să existe un lider mai puternic în Partidul Național Liberal, dar deocamdată nu-l văd. Eu personal nu-l văd. Să vă mai întreb un lucru. Dacă la alegerile europarlamentare PNL ia un scor prost și se plasează pe poziția a treia sau poate chiar a patra, este un moment șoc pentru PNL în care se va rupe de PSD, pentru că este un scenariu care circulă neoficial în această perioadă. Bun. PNL-ului nu trebuie să-i fie frică să treacă în opoziție. Am mai fost în opoziție, am luptat cu armele împotriva unui PSD care era autodominant în toate. Vă amintiți perioada 2001-2004, nu? PSD-ul... Deci, nu trebuie să-i fie frică să treacă în opoziție PNL-ului. Domnule Stolojan, la finalul întâlnirii noastre, spre finalul întâlnirii noastre, câteva minute o să vă rugăm să și mizăm pe sinceritatea dumneavoastră, să răspundeți la câteva întrebări scurte, concrete, pe care vi le va adresa noi colegul Florin Negruțiu. Noi am spus testul Fulger este un soi de chestionar. Am scris aici 10 întrebări. Rugămintea mea este să răspundeți foarte scurt la ele. Mă strădui. Întrebarea numărul 1. Ce președinte a fost mai bun? Klaus Iohannis sau Traian Băsescu? Da. Klaus Iohannis în perioada asta. Mulțumesc. Întrebarea numărul 2. Cu ce partid v-ați alia în 2024? Cu USR sau cu PSD? Cu ambele, dacă merg pe programul nostru. Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României de după 1989 a fost? Sunt foarte mulți. Unul singur. Teodor Storojan. Întrebarea numărul 4. Persoana care mi-a influențat cel mai mult viața a fost? Gheorghe Băulescu, de exemplu, directorul care l-am avut în Ministerul Finanțelor. Întrebarea numărul 5. Dacă nu m-aș fi născut în România, aș fi vrut să mă nasc în? În România. Dacă nu m-aș fi născut în România, aș fi vrut să mă nasc în? Statele Unite. Statele Unite. Întrebarea numărul 6. Cea mai mare prostie politică pe care am făcut-o vreodată este? Eu. Sigur. În 1992, în loc să elimin dintr-un foc toată subvenția la zahăr și la pâine, m-am apucat să o elimin în
trepte, câte 25%, câte 25%. Întrebarea numărul 7. Cea mai fericită zi din viața mea a fost? Când m-am însurat. Dilema zilei. Kosovo e Serbia? Kosovo... Dacă Kosovo e Serbia, cred că da. Dilema microbiștilor. FCSB e Steaua? Nu. Dilema națională. În România merge și așa? Din păcate, da. Uitați-vă ce s-a întâmplat, accidentul de la construcții cu gaz natural. Conduct. Mulțumesc mult pentru sinceritate, domnule Stolojan. Mulțumim, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat pentru finalul discuției de azi. Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Invitatul zilei, domnul Teodor Stolojan, am discutat, domnule Stolojan, despre măsurile fiscale, aproape întreaga emisiune, și despre impactul acestora asupra societății. O întrebare simplă. Credeți că anul viitor românii o vor duce mai bine decât anul ăsta, domnule Stolojan? Da, o vom duce mai bine dacă înțelegem că sunt lucruri care nu trebuie făcute în România și care nu trebuie acceptate. Mulțumim foarte mult pentru răspuns și dialogul de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!